De molte ori ne plingem des prefaptul che resurse le la disposizia nostra ne par limitate. Si folosim asta lipsa de resurse ca un pretest pentru faptul che ne obținem resultatele pe care le dorim. Dar te-ai gândit vreodată că toată muzica a fost făcută cu 7 note, toate culorile care există de fapt sunt doar o combinație din 3 culori de bază și că toată literatura e făcută cu 26 de litere? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiindcă pentru o performanță de top trebuie să stim, să folosim într-adevăr resursele pe care le avem la dispoziție, de asta vorbim astăzi. Într-adevăr, când ne uitam la complexitatea lucrurilor, la cât de lucruri sunt, la cât de muzica este, cât de tablouri, cât de literatura, e greu să admitem faptul că toate aceste creații sunt făcute, de fapt, cu niște elemente de bază, care sunt, într-adevăr, puține. Repet, toată muzica este făcută cu 7 note, de fapt, 12 pentru cine se pricepe. Adică, de la Bach, la Mozart, la Rapper, tot cu acele 12 note, combinate într-un miliard de feluri diferite. Toate culorile pe care le vedem nu sunt decât o combinație de 3 culori de bază. Și evident, toată literatura este făcută cu 26 de litere. Deci, în momentul în care ne plângem de lipsă de resursele, singura lipsă este în mintea noastră, singura limitare este în mintea noastră. Pentru că, parte interesantă, că în ciuda cele milioane, miliarde de melodii făcute, încă e spațiu pentru a găsi noi. În ciuda milioane de romane și cărți care sunt, putem găsi un roman nou, etc. Deci, în momentul în care ne plângem de lipsa de resursele, eu te întreb, într-adevăr, folosești toate resursele pe care le ai la dispoziție? E și, atent, mai important, într-adevăr folosești toate combinațiile posibile? Eu mă gândesc, de exemplu, că sunt niște experimente care sunt făcute, eu vorbesc de muzică pentru că e domeniul meu, e un autor ungur, Ligeti, care a făcut un șir de studii cu un număr foarte limitat de note, de la 1. Bine, e o piesă întreagă făcută cu o singură notă. O piesă este făcută cu 3 note. Apropo, era și coloana sonoră unui film celebru lui Kubrick cu Tom Cruise, era High Wide Shot. Deci, 2 note plus una repetată din când în când. Și cu asta a făcut o coloană un film. Cu 3 note! Incredibil! Deci, de fiecare dată te plângi cât de limitate sunt resursele tale, gândește la cât de creativ este universul, la cât de feluri poți combina lucruri pe care deja le ai. Deci, în loc de a căuta ceva nou, în loc de a căuta alte idei, alte ieșiri, alte creații, gândește-te că deja acum ai la dispoziția ta un număr infinit de alegeri. Deja i-am vorbit de tema asta sub diferite forme toată săptămâna. Eu sunt mereu mirat de posibilitățile imense pe care le avem la dispoziție și felul în care reușim cu mintea noastră închisă, cu fricile, cu blocaje, cu de toate feluri, să ne limităm numărul de alegeri. Ar fi o discuție imensă să găsim un criteriu pentru a găsi o metodă într-adevăr funcțională de a face alegeri corecte. Dar cel mai puțin asta, de fiecare dată te gândești că ești închis într-un cerc și ești blocat într-un cerc de alegeri limitate, mereu gândește. Limitarea este doar în mintea ta, pentru că mereu este o combinație la care nu te-ai gândit. O zi bună în continuare!